Ia, ia gata, l-am luat. La ce se referă cu ăla un kilogram jumate? Ia că se mișcă. Nu, îl aduce repede. Nu-l văd, s-a dus în... Bă, ce să puți ăsta, ia uite-l. Ia uite cum se mișcă ăsta, bă. Să-mi dai puțin vârful ăsta, are un kilogram sau aproape de un kilogram, nu? Dar nu mai ridic sus că mă păcălesc singur. Se mișcă, se mișcă. Uite cum bâție vârful. Atât de mare poate pește de mare să intre în juvenic. Atât de mare poate... deci dacă nu poți să-l... se referă mai exact la diametrul lui, probabil. Deci nu poți să iau peste un kilogram jumate. Clar, trebuie să schimb juvenic. Păi și în cazul în care e peste, nu o să mă lase să-l iau. Deci nu o să mai am opțiunea de echip. Trebuie să-i dau release. Hai mă, ăsta nu vine sau ce face? Hai azi. Bă, ăsta e mare mă că nu vine. Uite-te la el că nu-l aduce la mal. Ăsta e vreo bestie ceva. Sare de un kilogram. Chiar dacă n-am tensiune pe fir și pe astea pe aici. Uite-te la el că nu vine. Nu vine ăsta. E mare. Ăsta clar e mare. Că nu vine. 40 de metri, nu știu, abia se apropie, abia că știi câte un metru. Abia, de abia. Ia uite-l, ia uite-l cum să-mi doie vârful. Băi, când mă plimbă ăsta pe lac aici. Vine? 35? Nu vine, mă! Nu, ăsta e mare. Dă frână mai mare să prinzi mai repede pe plus. Cum adică pe plus? Nu știu ce frână zici tu. Oh, am pus prea multă tensiune. Ia că e la 14 metri, vine, ăsta gata. E la mal, dar nu sare, nu l-am scos la suprafață. Ba da, încep să-l scot. Încep să-l scot. Ia ăsta. Ia. Ia mă ce-am prins. Ai mă, trofeu, am luat trofeu și nu pot să-l prind. Nu pot să-l iau. 2 kg, bă! Nu se poate așa ceva. Dar nu, fii atent că, bă, David, tocmai ce vorbeam. Și să scazi e minus. Frână mai mare, nu știu exact la ce te referi, încercăm imediat. Deci fii atent că tocmai ce vorbeam de chestia cu kilogramele, nu pot să bag. Tocmai ce îmi spuneai tu că ce se are de un kilogram jumate, nu pot să-l mai bag. Și asta s-a întâmplat exact acum. Băi, câtă coincidență, fii atent aici. Cum să se întâmple exact acum când vorbeam de treaba asta? Uite mă! Gata, l-am luat de data asta. Să fie prea mic? Nu mă la mal. Bibanul, el o perci. Biban galben sau cum e? Slăbuț și sunt iar pe minus cu momea ăla. Să vezi că tot... Uite mă, gata! Hai că trage repede, voiam să zic că să vezi că și acum asta o să aștept mult. Dar ia repede, îl ia repede. Ia. Ia, fii atent că am luat în misiune, gras picherel. Uite și sunt cu 3 peste. Bă, 33 de centimetri, 33 de bani. Deci că mi-a dat un ban pe centimetru. Uite mă, micuț așa. Hai că am dat de, i-am găsit. Uite mă, gata. Au trecut 40 de secunde, nu 30 cum am zis. A, dar e mic. A luat ușurel așa. Black crab, bă. Ăsta? A, l-am mai luat? Nu mi-e cunoscut numele. Denumirea nu mi-e cunoscută. Record personal, s-a spus minus iar. Hai că e bine, a tras aici, mai dăm tot aici. Bă, da, pe lacul ăsta... Așa o fi mereu atmosfera. Cu ploaie, să prinzi mai rar... Vreme bună? Ia uite-l cum a sărit ăsta de-n apă, ia uite-l ce să-ți bate! Hai! Gata, s-a trezit peștișorii. Red fin picherel. 40, perfect. Bună. Captura asta e foarte bună. Chip. Alta, hai că mă, și-au revenit. Ăla e.
în colțul ăsta. Dăm din nou. Gata, asta e. Am dat de ei. Deja am început să trag mai des. Uite mă, gata. A luat-o de data asta, gata. Și am impresia că eram exact unde... A, e mic, e mic și ăsta, e mic, e mic. E mic și ăsta. Nu, trofeu. Bun așa, de două ori trofeu. Azi am luat de două ori trofeu. Trofeu. 57, perfect. Extraordinar. Frumos, bun. Suntem pe plus, hai încă o dată. Deci aveam 3.000, dacă mi-amintesc bine, când am început live-ul. Să vedem dacă îl închei cu 6.000. Să recuperez banii care i-am cheltuit să ajung aici. Uite-o, mă! Ăla e! Ăla e. Și ăsta e micuț. Uite-l, rămâne pe deasupra. Îl ține deasupra. Bă! Îl pierd! Nu, l-am luat, l-am luat. Rețin, iar asta 39. Măcar am 9 pe plus. Măcar am 9 pe plus. Bun așa. A, acum se vede mișcare pe partea aia. Mai îndreaptă de unde. Uite-l! Gata! Bă, ce activitate avem azi! Ia uite-l! Unul după altul. Așa trebuie, mă, să pescuiești. Dacă știi ăsta, uite cum să-ți bate, mă. Vino sus, hai da sus. Am luat. Tot ăsta, nu, tot gras picherel. Bun, bun, bun. Unul după altul. Așa, mă. De ce faci? Că în realitate stai aici o jumătate de oră să te uiți la lac. Dă-mi iar în colțul ăla, parcă era mai sus acum. Semnul ăla că s-ar hrăni peștii. Hai să vedem. De data asta vine tot la fel de repede. Era bine dacă... Uite-l! A venit! Era bine dacă puneam un punct. Ia uite. Uite cum vine, ușor. Bă, ce se duce, bă! Ia uite. Ăla e. Am adus și pe ăsta la mal. Du-te, mă, de aici! Trofeu, am luat încă un trofeu. Uite câta bestia, bă! Trofeu! Ia uite ce frumos se vede. A început să răsară soarele, gata. Ia uite ce frumos se vede, băi. Bă, ce frumos se vede. Câți din voi ați dat la mal? De fapt tu. Uite mă, s-aude. Am luat-o. L-am luat la mal. Ia. Ia că am luat peștele de la mal. Am luat pește la mal. Uite-te mă la el. Am luat pește la mal. Du-te mă de aici. Eu îi căutam în larg. Băi, am luat peștele ăsta la mal. Bestie. Uite unde se ascundea el mă. Bestia, băi. Păstrează. Păi nu mai dau eu la mal? Gata, m-am orientat. Nici n-aveam nevoie de atâția metri de fir. Am cumpărat firul când puteam să dau la mal. Gata, mă, ăștia s-au ascuns sub bar. Uite, mă, gata, la fix, băi, deci tocmai ce voiam să plec. Mamă, ce-mi place că se întâmplă în felul ăsta. Uite-te, bă, tocmai ce vorbeam, mamă, bă, câte coincidențe, mă, tocmai ce vorbeam de treaba asta. Și uite-te și tu, alt trofeu care, uite, dacă îl iau, îmi dă 3.000. Tocmai ce povesteam de treaba asta. Același lucru am făcut și cu ăla, care era de 2 kg și ceva. Și nici nu mi-a arătat că îl pot lua. Dar era și în aceeași situație cu n-ai voie să-l iei. Încearcă să-l arăt mai mult, să mănânce. Păi asta zic. Bă, deci parcă tocmai ce spuneam, mi-ai dat și informația. Și uite că n-am ascultat, am dat-o direct. Ca berbecul. Tensiune mare pe mulinele iar. Bă, ăsta e mare. Ăsta e mare. Uite câtă tensiune îmi pune, bă. Tocmai ce ziceam, cum procedez, dar trebuie să-l las mai mult să mănânce. Acum am realizat. Uite ce să-ți bate ăsta, bă. Ia-l. Poți să-l iau? Mamă, perfect, 1310. Ia, uite mă, tocmai ce ziceam. Că nu m-am controlat, norocul meu a fost că l-am luat. Dar nu m-am controlat, aștept alea 5 secunde sau 3 câte spuneam la început. Da, de reținut faptul că nu-ți mai trage, schimbă locul. Uite, mi-a tras imediat în colțul ăsta. Să măcar și pe profit cu momeala. Frumos. Cu că mi-e greu, ia. Gata mă, băi, a avut dreptate, crește singură tensiunea pe ea. Trebuia să aștept, n-am încercat niciodată să aștept mai mult. Trebuia să dau de la început așa. Hai mă, vină, bă. A luat, e mic și asta, gata, mă duc să golez juvelnicul. Nu cred, mă, câtelea. E record personal al treilea care e... Dar de ce zice că nu-l pot lua? Pentru că e trofeu. Bă, e de la mine acolo? Uite-o mă că a luat-o! Dar n-am așteptat din nou pe alea 3 secunde. Bă, nu, e greu să mă controlez. E greu. Deci a luat-o repede. Pac frumos. Una de 200, pe profit cu 2. Bun, mai dăm. Sunt cu AMNFI. Uite mă! Ah, n-am așteptat 3 secunde, mă, n-am așteptat. Dar l-am luat. Sunt cu denumirea în joc cu AMNFI. Se vede cerculețul, mă. Mănâncă sigur.
Uite-l, uite-l. Așa, gata. Băi, cât de tare, mă-l vedeam când mănâncă. Ia. Nu e ce întreba, dar e bun și asta, e măcar pe profit. Ia, ia că se hrănește, se văd circuleții acolo, în dreapta. Hai da. Uite-l, uite-l, s-aude. Ia-l, ia-l. Uite-l, mă, dă-i mic. Ăsta nu scot banii pe el. 45, zic că ai 45. Ah, viață. Ce sunt ăștia, mă, pe aici? De ce îi bagă numai pe ăștia? De ce trag numai ăștia la mine, mă? Ăștia, uite, m-a lăsat de fără momeală trofeu. Trofeu îmi trebuie mie, mă. Ce iau? Iau XP-ul, mie îmi trebuie bani, că n-am bani. Deja s-au dus 45 și n-am mai nimic. Aruncă-l. Ia că mănâncă iar. Bun. Bă, ce-mi place cum face feu. Uite, îl văd. Uite cum se zbate pe mal, bă. Îl vedeți, mă? Bă, se zbate acolo la lac. Ce face? Vrea să sară din apă? Ce face? Ia. Bă, ăla era chiar la mine, era pe mal. Mamă, cât de tare a fost. Darius e lângă tine, mersi de susținere, Darius, fii atent aici că nu mă gândeam că ăsta sărac, eu am crezut că vrea să sară pe mal, ăsta, bă, nu-mi mai place în apă. Când de fapt el era la mine acolo, la hrănitoare. Băi, cât de tare a fost asta, mă, am profit de doi bani. Era mai multă mișcare în colțul ăla pe margine, aici n-am activitate. Hai să o mai las, bă, se vede, mănâncă la ea. Hai să așteptăm, 3 secunde și după aia hap, l-am luat. Hai să te scoată băiatul pe mal. Hai să fie mare, să fie mare. Mănâncă acolo, e chiar. Ia-l. Ia-l. Ia-l! Hai la mal. Hai, e micus, l-a luat repede. E 38. Sunt pe minus acum, că mie îmi trebuie 45. Gata, a venit, să-l aud. Lasă-l. Ăla e. Ia mă, că a tras și acolo larg. E mai mare? Na, imediat l-aduc la mal. Nu e mare. Ia, l-a luat. Ce e? Black Rappi, iar pe minus. Ia-l, mă. Ah, iar am reacționat prea repede, dar am avut noroc de data asta. Reacționez prea repede, mă. Ia-l. Ia-l, mă. L-a luat? El o perci, iar biband ăsta galben. Hai că răsare soarele să vede lumina asta pe el. Băi, grafica e pe maxim, ultra, deci mai bine, dar n-are cum să se vadă. Uite, mă, că deja mănâncă, e la ea. Se hrănește. Ia, acum să sune clopoțelul, 3 secunde și ia-l pe mal. Hai. Bă, dar să fie mare. Ia uite cât val face acolo, mănâncă ăsta ca nemâncat. Da, a plecat. Ia, vină tu la mal aici. Vină la mal. Uite mă, iar, gras pichirel, exact cum mi s-a spus. La mal trag ăștia. Se mișcă, mă, vedeți? E la ea, face valuri că mănâncă acolo. Acum imediat sună clopoței, ia să vezi. Imediat. Și aștept 3 secunde și îl iau la mal. Hai să fie mare, hai. Ia, da, du-te. Și hai înapoi. A, e mic ăsta, l-a aruncat direct pe mal. Dacă reușeam eu să vin cu un juvenic mai mare. Ia, că deja a venit. Las-o. Gata, l-am luat. Bă, câtă tensiune mi-a pus. E mare ăsta. Bă. Trebuie să țin undița ridicată în sus. Nu văd unde e, unde e firul? E în stânga. Vine. Să fie mai mare ăsta, că a tras repede, n-a trecut un minut. E mare ăsta, că pune tensiune pe fir, băi! E mare. Nu pe fir, pune tensiune pe mulinetă. Să dau frâna mai mică? O pot da în timp ce pescuiesc? O pot da, am dat-o mai mică frâna. Unde ești, mă? Ia uite ce țăcăne. Țăcăne, păcăne. E Wally? Zici tu că e Wally? Ăla e periculos așa? Și când... Stai să urmesc aici peștri, că citesc după aia. Ia, că ai ieșit la suprafață. Vino mă la mal, mă. Sper să fie până într-un kilogram jumate să-l pot lua. Iar pierd banii degeaba, nu mă pot bucura de el. Vino mă la mal, mă. S-a dus în tufe, s-a dus pe partea aia, vino înapoi. Ia că e pe mal, e la mal. Ia-l. Bă. Hai mă, îl scoate. L-a scos, gata. Ia zi. Walid, bă, de unde știi mă că e ăsta? Ia că trage. Ia-l. Așa mă. Hai că a început bine treaba. După 2 ore mai târziu, li s-a făcut foame. Să nu fi trofeu.
Așa, bun. 47, 2 pe plus. Merge, măcar am luat XP-ul ăsta extraordinar de mult. Hai că trage deja. L-am luat? L-am luat. Uite mă că am tras exact lângă, l-a luat imediat, l-a aruncat pe mal. Încă un trofeu frumos, 61, spre profit. Mă lasă-l? Ia-l. Ia uite câtă tensiune mi-a pus. Ăsta e mare, băi, ăsta e mare, sigur. Uite câtă tensiune pune pe mulinetă. A luat băiatul bestie, dar să nu fie peste un kilogram jumate. Am luat bestie, băi. Ia. Hai la mal. Nu se poate, am uitat să... Nu! Am uitat să golez juvelnicul. Nu se poate așa ceva, îl iau degeaba pe ăsta. Nu cred că am făcut asta. Nu cred. Să vezi că l-a dur la mal să mă uit la el doar. Nu pot să-l bag. Băi, n-am golit juvelnicul. Aolo, câtă are? N-are asta 800 de grame, are mai mult. Are mai mult ăsta și nu pot să-l bag. E Wally iar și nu mai pot lua? Numai ăsta e periculos? Wally ăsta? Ia uite câtă tensiune pune, bă, nenorocitul, bă! Dar dacă depășește juvelnicul, îl pot lua cu riscul că se rupe juvelnicul și pierd tot? Îmi dă voie să iau și peste cât acoperă juvelnicul? Merge să treacă peștele? Păi și am juvelnic de 4 kg. Merge să-l bag chiar dacă suportă doar 4 kg? Asta mă interesează pe mine. Hai mă. A, de fapt ai zis, merge să treacă peștele. Aia e important, să treacă peștele. Asta vreau. Să-mi dea voie măcar să-l iau pe ăsta, să mă bucur și eu de el. Uite, bă, câtă tensiune pune. Perfect. Mersi pentru confirmare, deja sunt liniștit acum. L-a dus la mal și mă duc să golesc juvelnicul. Băi, ăsta chiar că e mare. Uite cum se duce, bă, tensiunea. Dar general ăsta așa face, se agită și mi-a luat aici tot lacul până să vină la mal. Ia uite ce se plimbă, bă! Ia uite mă la el. Nu, că e la mal deja, hai. Hai, vino sus, nu mai, că deja ți ajunge, te-ai plimbat destul. Hai la mal! Uite-te, bă, la el. Am făcut misiunea! 1,2 kg, nici măcar nu era mare, bă, am mai luat unul pentru misiune. Uite-te, bă, la el, am mai luat unul pentru misiune. Ia uite-l. Nu-l văd pe tot în cameră, îl văd pe bă, se vede. Se vede tot pe cameră. Uite bă cât e de mare, bă. Chip. Perfect, hai să golim ăsta, juvenicul. Te anunță că trage? Uite că acum trage. Trage. Da, am văzut. Hai la mal. Așa mă, e perfect așa. Exact când voiam să ies să mut camera, hop și ăsta trage. Hai, scoatem pe ăsta la mal. Nu dau seama dacă e mare. Și mut camera în colțul ăla sus. Hai. Unde este că nu văd? Unde e? S-a dus pe stânga. Nu, e în dreapta. Bă! Găgăuță sunt mă câteodată. Ce prostie am făcut. Am pierdut peștele. Trebuia să trec și de partea asta, nu? M-am bucurat degeaba. Uite, nu mai prostii fac. N-am urmărit, nu știu, mă uitam. Așa, hai că trage Mitranache. A luat bestia, fii atent. Ce-a luat? Picherele ăla, nu? Wally? Păi ce mă Wally ăsta, de numai de ăsta trage pe baltă? Alea nu mai sunt undițe. Am înțeles. Librile sunt astea, uite că trage, deja a făcut valuri. O să piu imediat și clopoțe, ia să vedeți. Da, e acolo. Papă băiatul, hai la mal, hai. Hai, ia-l. Hai. Hai că am văzut că ești la ea, nu mai. Ia uite câtă gălăgie face, mănâncă acolo. Hai bă. Bă, Mitranache. Haide, când asta? Mitranache a luat pește unic, bravo bă. 2 kg, ăsta l-a aruncat pe mal imediat. Bravo, bă, Mitranache, bă! Ia, că a luat-o iar! Ia uite ce a luat-o, bă! Bibănelul e la margine. Ce-am luat? Că i-am luat repede. Bă, pe dar nu e bine, mă, că e pe minus. Deja sunt în jupoială de bani iar. Hai să încerc acolo. Să te duci în stânga la pietrele alea mari. Pe acolo stă saugerea ăla, e... Uite că deja s-aude și l-am luat. Așa, hai că vine ușurel, să fiu atent, să nu mai pierd încă unul, măcar încă, să nu pierd încă unul azi. Opa, forțează... Unde ești, mă? Hai că mă uit undeva imediat unde sunt pietrele alea mari.
Și n-am acces acolo nici dacă merg pe jos. Bă, ce să zbate ăsta, bă? O fi mare? Are ceva tensiune pe mulinetă ăsta, posibil să fie mare. Iau scump pocăne. Da, 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 e bine așa, e bine așa, e bine așa. E bine așa. Hai la mal, ușurel, ușurel. Unde ești, unde ești? Vine. Băi, cum pocnești, dau frâna mai mică, nu? Da, frâna, lasă să tragă fir. Vrea fir? Ia fir dacă vrei fir. Așa, e de mai mare frână. Ușurel, ușurel, hai că vine el la mal. Ușurel, bă, deci trebuie să o joci din frână la ăsta. Vine. Ce mă plimbă stânga-dreapta, hai la mal azi. Bă, câtă tensiune pune nenorocitul, e la mal. Ia-l. Hai mă, opa sus. Opa sus, haide, haide. Hai mă sus, că ești aici. Wally, iar Wally. Și mă încadrez să-l și iau. Hai că recuperez ce am pierdut până acum. Acolo ai ajuns. Hai că trage. L-am luat. Încă unul mare. N-o fi iar Wally. Upa, nu! Aoleu, ce m-ai speriat. I-a pus tensiune mare pe mulinet. Trebuie să joc din frână aici. Unde ești, mă? Opa. Dacă dau așa. Unde e că nu văd? Aia e în dreapta. Vine 46 de metri. E mare și ăsta. E mare că vine ușurel așa. Vine ușurel. Ia dă-mă să măresc. Unde e? Unde e? Unde e? Unde e? Vine, vine, vine. A, vine, vine repede. Sau am impresia că vine repede. E încă la 36 de metri. Hai, hai că vine ușurel. E și ăsta mare. Nu știu dacă e... E shallow de ăsta iar, Wally. Pocnește puțin când pune tensiune mare pe el. Hai să-i stai. Darius, ai venit lângă mine să vezi cum pierde o peștele? Să sperăm că nu, să sperăm că nu. Poate îl iau, îl iau, îl iau. Bă, 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 bă. Deci îmi bagă efect sonor când pune tensiune mare pe ea. Hai că am mai slăbit frâna. Ia uite, bă, ce se încordează nenorocitul, bă. Hai, 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 hai. E la mal, e la mal. Îl iau? Gata. Hai sus, hai sus. Hai, gata, e la mal, nu mai te zbate, te zbați degeaba. Iar Wally. Băi, vă mulțumesc mult pentru susținere. Poate ne vedem și săptămâna viitoare pe live. Cam atât pentru astăzi. Pa!